Ca să înțelegem ce se întâmplă în Palestina, de astăzi trebuie să vedem ce a fost înainte. Acolo trebuie să facem o incursiune în istorie. Ne ajută la asta doamna Daniela Dumbravă, este cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor, coordonatorul unui proiect de cercetare la Beirut cu misiuni de documentare începând cu februarie 2020. Îi spunem bună seara. Bună seara, doamna Dumbravă. Bună seara, domnul Vitalie. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim foarte mult. Încercăm să avem această lecție de istorie pentru că e foarte complicat ce se întâmplă acolo și vrem să înțelegem. Așa că vă rog să ne ajutați, dar aș vrea să începem cu terminologia. Auzim că e vorba de Orientul apropiat, Orientul mijlociu, nu știm care este varianta corectă, nu știm, de exemplu, de unde vine termenul de palestinieni, pentru că se folosește și alt termen, filistieni. Lămuriți-ne, vă rog. Da, sigur. O să încep cu lucrurile cel mai simple. Orientul Mijlociu este zona geografică care cuprinde țările africane și asiatice care se învecinează sau gravitează în jurul Mediteranei de Est. Turcia, Israel, Egipt, denumite anterior și țările din Levant, sau pur și simplu țări ale Levantului. Și Golful Persic, care este Irakul, Iranul. Avem de asemenea, asta este cea mai Middle East, nu? Deci Orientul apropiat este cea mai uzitată de către jurnaliști și în mediile mainstream, ca să zic așa. Referitor la palestinieni. Cine sunt palestinienii? Termenul vine din greacă, filistein, și ebraică filistin. Este latinescul, e Palestina, este o populație, în fire, asta este vorba, e populația. Este o populație, o confederație de triburi, despre care se spune că ar fi indo-europene, ulterior semitizate, consecința colonizării lor de către neo-asirieni în secolele 9-6 înainte de Hristos, ulterior de către regele Nabucodonosor al II-lea, așadar de Imperiul Neobabilonian, în fine cel persan secolul al V-lea înainte de Hristos. Termenul de filistin vine dinspre sursele biblice, în primis textele masoretice, adică textele canonice, cele care grupează Tora, Nevim, Uketuvim, cunoscute de noi pentru că traducerile din Vechiul Testament derivă din edițiile protestante. Chiar și Septuaginta este tradusă în limba română veche de către Nicolae Milescu, Biblia de la 1688. Dar revenind la filisteni, este vorba de un etnonim care are o recurență importantă în Biblie, în textul masoretic, trase de mențiuni, în special în 1 Samuel, unde se precizează că țara filistenilor, unde există și un depreciativ alofiloi, populație distinctă de cea ebraică, adică de poporul ales. Filistia este un ținut supranumit Pentapolis, pentru că reunea 5 microunități statale, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Ekron și Gat, mai precis ținutul dinspre Gaza și până la cursul de nord al râului Ierihon. Acest pentapolis este condus de o autoritate, numită Seran, în fine, satrapul din grecește. Armata lor se bazează pe utilizarea carelor de război și trupe de mercenari, ambele elemente de origine cananeană. Dezvoltă relații comerciale și politice cu regiunile limitrofe microunităților lor statale, au o identitate. Dar aici voiam să vă întreb despre identitate, pentru că din textele pe care le-ați menționat, din textul Bibliei, știm cine sunt evrei. Și vrem să înțelegem cine sunt palestinienii. Deci care este identitatea lor, naționalitatea până la urmă? Da. Uitați, m-am gândit să nu vin numai cu un argument de tip textual. La un moment dat s-a făcut un studiu ADN-ului din 10 seturi de rămășițe umane recuperate din Ashkelon, în 3 perioade de timp diferite, un cimitir din epoca bronzului mijlociu, aproximativ 165-1200 înainte de Hristos, care este anterior prezenței filistenilor în zonă, înmormântări de copii de la sfârșitul anului 1100 înainte de Hristos, după sosirea filistenilor, în ghilimele, de la începutul epocii fierului și indivizii mormântați în cimitirul filistean în ultima perioadă a epocii fierului. Potrivit cercetătorului Leon Levy Expedition to Ashkelon, cele patru mostre de ADN de la începutul epocii fierului
Toate provin de la copii îngropați de sub podelele caselor filistenilor, includ proporțional mai multă ascendență europeană, adică în secvențele lor genetice s-au găsit aproximativ 14% din mostrele din epoca bronzului, au fost 2,29%. Așadar, se merge foarte mult pe ideea unei origini foarte europene, de fapt. Foarte plauzibil e vin cu ocazia unei migrații dinspre Grecia, Creta, Sardenia, peninsula iberică. Daniel Master, care a fost director al acestei expediții în Ascalon ani în urmă, este coautor al acestui studiu la care fac referire. Și el susține această teorie că ei vin în Ascalon în secolul XII înainte de Hristos. Mai mult decât atât, spune că rezultatele studiilor sale generate de materialul arheologic din cimitirul respectiv par a fi corelate cu inscripții din templele funerare, ori texte din papirusuri egiptene și din alte texte antice. Și care ar fi deci, concluzia? Polisului, ei da. Nu mai există surse. În schimb, când vorbim de identități etnico-religioase, și aici vreau să fac o mențiune de care să ne articuleze, să zicem, într-un mod variat și altfel decât standard, istoria are perioade de continuitate, adică perioade în care grupurile etnice reușesc să se dezvolte, să aibă un minim de coeziune, să definească o cultură, să aibă forța definirii unei culturi și a unei civilizații. La fel de bine cum există perioade de discontinuitate, adică perioade când nu există această coeziune. Ei, elementele de discontinuitate nu sunt neapărat generate de colonizări ori de supunerea acestor triburi, ci din potrivă ele pot să sufoce minoritățile astfel încât să le dea o energie de coeziune extraordinară și să rezistă în istorie. Dar când mă refer la discontinuitate, nu mă refer nici măcar la penuria de dovezi istoriografice referitoare la aceste grupări etnice, pentru că, vedeți, mai devreme sau mai târziu tot apar studii de ADN, apar în studii arheologice, ci a propriilor istorii ori construcții narrative istorice care să le definească identitatea. Și aici intervine problema vederii identităților prin surse în oglindă. Imaginați narațiune babilonienilor despre filisteni, de pildă, din textele masoretice. Odată cu descoperirea scrierii cuneiforme de către Champollion, avem aceste surse egiptene despre filisteni, care sunt publicate chiar postum savantului francez. Da, doamna Dumbravă, aș vrea să vă întreb în felul următor. Înțelegem acest recurs la istorie și vreau, pentru că oamenii care ne ascultă vor să înțeleagă dacă există o legătură a palestinienilor de astăzi cu palestinienii care erau sau filistienii care erau în acele vremuri. Pentru că au urmat niște perioade, perioada romană, perioada islamică, a urmat Imperiul Otoman, perioade în care poporul evreu a fost în exod din acea zonă. Ce s-a întâmplat pe acest pământ cu palestinienii care erau acolo, cât evrei au fost în exod? Sigur, imediat după, deci urmează perioada romană, deci imediat după revoltele iudaice există perioada romană, există o perioadă în care se distruge complet Ierusalimul. Să știți că nu toți evrei au dispărut din zona Eretz Israel. Au mai rămas samariteni, de exemplu. Bine, ei fac distinție între iudei și samarineni, dar au mai existat mici comunități izolate. Ce se întâmplă cu palestinienii? Aș vrea să fac să specific un lucru care este important. Tocmai de aceea am făcut discursul despre continuități și discontinuități, pentru că obsesia originii, adică să argumentezi continuitatea și existența palestinienilor timp de 2 milenii, în virtutea unei origini care este clară și care, tocmai am spus, că demonstrează că au o origine diferită de evrei, pentru că asta s-a înregistrat în istorie și asta s-a și demonstrat și nu e nicio problemă în asta, poate să genereze, la un moment dat, tipuri de întrebări obsesive, cum ar fi cea legată dacă palestinienii de atunci sunt aceiași cu cei de astăzi. Este realmente un lucru care pentru istorici este barbar. În sensul în care acest popor are
o multiplă configurare a identității sale în, în timpul diferitelor ocupații, iar dacă vrem să înțelegem coeziunea adevărată a societății de astăzi, să zicem, dacă ar fi să fie o coeziune pe care să o găsim cu adevărat, este momentul în care apare islam. Deci apariția islamului aduce undeva în, cum să spun, în, în discuție o eventuală o eventuală geneză a acestora și care să le dea mult mai mult, să le dea mult mai multă substanță. Dar uitați care este problema. Un lider saudit afirmă bunoară că palestinienii nu fac parte din grupul din populația arabă. Acest tip de judecată produce consecințe importante în percepția globală față de palestinieni. Invers, se afirmă că palestinienii au origine semitică. La fel de ambigu, căci procesul de semitizare acestor, acestor triburi este fluctuant. De aceasta spun că deci, apariția islamului dă, naște efectiv o comunitate musulmană, umma, care este la rândul ei extrem de divizată și la rândul ei extrem de variată, ca să spunem așa. Deci apare profetul și sunt deja împărțiri ale grupărilor musulmane. Sunt cei care acceptă califul, sunt autoritatea califului, sunt cei care nu acceptă autoritatea califului și merg pe o linie extrem de dogmatică, directă, coranică, literală. Cum ar fi, dacă ar fi să spun așa, un soi de protestantism înăuntru islam. Adică suniți și șiiți despre asta vorbiți? Este extrem de nuanțat. Este extrem de nuanțat. Da, ascult. Adică suniți și șiiți despre asta vorbiți? Da, bineînțeles, suniți și șiiți, evident, evident. Bun. Și avem o situație... Dar să știți că sirienii, am discuții cu sirienii care spun musulmani absolut credincioși, care nu consideră că este necesar, deci oamenii simpli care merg la moschee nu consideră că este necesar să accepte astfel de distincție. Gândiți-vă că există școli coranice, canonice, egiptene sau, în fine, sectă wahabită, dar că aceste distincții, de către oamenii simpli, nu sunt neapărat sesizate. De ce? Pentru că fidelitatea este pentru Muhammad, fidelitatea este pentru textul coranic și pentru că nu întotdeauna toată lumea învață, nu există un soi de reperare a școlilor canonice sau a școlilor, în fine, coranice, care să fie înțelese cum le înțelegem noi mergând la universitate și studiind Biblia sau studiind Vechiul Testament sau studiind Regea Mozaică. Explicați-ne următorul lucru. Ei învață islamul în lăuntru unor grupări care sunt coordonate de către imami și care sunt foarte ca niște celule, înțelegeți? Care da. Se pot vreau, dezvolta, să, vreau să aducem discuția înapoi la palestinieni și să ne spuneți când se formează. Pentru că am înțeles ce spuneți despre discontinuitatea în istorie. Este ca și cum ne-am întrebat dacă noi, românii de acum, avem ce avem în comun cu dacii, cu geto-dacii de acum, de pe vremea cuceririlor romane. Dar când s-au format palestinienii de astăzi, cei pe care îi știm astăzi? Evident că perioada islamică și cea otomană este cea care este cea mai importantă. Arabii au împărțit Palestina în două provincii, Filistin, Iudea și Samaria și Al-Urdun, Iordanul. Ierusalimul era de asemenea considerat sacru de musulmani și depindea direct de calif, dar asta este foarte important pentru că, iarăși, toate aceste locuri sfinte sunt și elemente de maximă coeziune, pentru că unul dintre elementele centrale ale islamului este pelerinajul, da? Sub stăpânirea arabă, până în secolul X, Palestina s-a bucurat de o prosperitate, au fost diferite dinastii, calif, maiz, abasizi, au fost destul de tolerante și cu creștinii și cu evrei, iar pelerinajele la locurile sfinte au continuat și au fost extrem de importante, la fel de bine cum și alte sanctuare. Acum ar fi mormântul patriarhilor, da?
Deci, pe urmă, sigur, în jurul MECA-i s-au creat de asemenea, sau în fine, s-au Și poporul celebrat, palestinian, că aș vrea să rămânem în această zonă. În secolul 10, Palestina a început o lungă, lungă perioadă de tulburări, apar primele cruciade, apar turcii selgiucizi care sunt, iau controlul țării în 1076, violențele pe urmă continuă, apare în regatul latin, cum spuneam, în 1174 Saladin se autoproclamă sultan independent al Egiptului și a declarat un război sfânt creștinilor. Ușor, ușor, acest regat latin intră în defensivă până dispare total. Până Palestina rămâne sub dominația sultanilor mameluși din Egipt, până la cucerirea turcă din 1517, iar ulterior este încorporată Imperiului Otoman. Și palestinienii pot fi considerați arabi, vorbesc limba arabă, au în specific al lor. Care ar fi acesta? Sigur, iarăși o chestiune delicată. Evident că ei se consideră arabi, adică, dar v-am spus, gândiți-vă că există în momentul de față, se speculează imens de mult pe distinția palestinian-arab. Sau se trimit, v-am spus, sunt partea israeliană trimită la textele masoretice tocmai ca să facă distinția între poporul semitic, poporul ales, da? Și un popor care vine și este poporul mării, în fine, și se configurează, este ceva străin acolo, da? Dar acest tip de discurs este enfatizat de către ideologi și poate fi foarte periculos. Sigur că palestinienii sunt și arabi, dar gândiți-vă, v-am spus, cum anume se percep reciproc. Și dacă există o problemă, există o problemă de unitate a acestei comunități UMA. Da. Unde ea nu are, cum se percep nu are ei? O coeziune. Da. Ca nu are o coeziune, cum de se, fapt. Cum se percep adică ar ei? Să aibă și... Poftim? Vă întrebam cum se percep ei, că asta contează foarte mult. Cum se percep ei ca popor? În momentul de față? Da. În momentul de față, ei sunt, se simt absolut palestinieni. Sunt oameni care aparțin, cum să spun, unei națiuni care este împărțită în mai multe regiuni, Fâșia Gaza, zona West Bank, zona din autoritatea palestiniană, da? Se simt palestinieni, nu cred că au altă identitate, să nu cred că, dar se simt și neîndreptățiți și încearcă să se apere într-o unitate, formând diferite unități paramilitare care au poartă numele lui Allah. Coranul nu permite uciderea bătrânilor, nu permite uciderea copiilor, nu permite decât un război sfânt. Uitați, problema fundamentală a islamului în momentul de față este că ei nu pot să declare jihad. De ce? Pentru că nu au un calif care să poată să facă acest lucru conform unei tradiții coranice. Și atunci lucrurile s-au subțiat astfel încât au ajuns într-o formă care nu mai poate să fie legitimată din punct de vedere a unei doctrine coranice, ci a unor viziuni care unele sunt predominant militare sau care au un scop de natură militară și respectiv ultrasectare. Dau exemplu wahabiților, nu? Care încearcă prin grupările Shia divizate între Liban și chiar în zona palestiniană avem grupări Shia care încearcă să-și impună doctrina. Da. Aș vrea să ne întoarcem, da? Doamna Dumbravă, la perioada încă când s-a terminat cu Imperiul Otoman, cel care și-a redus din influență în zonă și a existat acest protectorat britanic. Britanic. Da. După încheierea primului război mondial, Palestina a fost cedată Marii Britanii prin mandat. Regiunea deșertică dintre Marea Moarte și Golful Aqaba a fost inclusă în teritoriul palestinian, în timp ce zona de est, Al-Ghur, a fost atribuită zonei de nord, Golanul Siriei, mandatul francez, iar restul Transjordaniei, mandat britanic.
De-a lungul Mării Mediterane, frontierele palestiniene au fost marcate la sud de Gaza, frontiera tradițională cu Egiptul, și la nord de Acre, frontiera cu mandatul francez al Libanului. Angajamentul guvernului britanic, respectiv declarația Balfour de la 1917, a fost aceea de a facilita, de a primi poporul evreu în lăuntru Palestinei. Să știți că tot începând de la 1917 tot au fost masacre, tot au fost ucideri, tot au fost... Între cine și cine, doamna Dumbravă? Între palestinieni și israelieni. Când a început această confruntare? Știți, avem, oricât v-ar părea de ciudat, dar noi avem, mă uitam pe presa de la începutul secolului, presa românească, Adevărul, Cuvântul și, în fine, presa de epocă, care relatau foarte multe dintre aceste conflicte între evrei și palestinieni. Unul dintre evenimentele marcante la un moment dat a fost un atac terorist în 1929, în care, în fine, a fost foarte mult mediatizat. Dar vreau să vă spun că ceea ce vedeți acum, ceea ce se întâmplă în momentul de față, exista la fel de bine și la începutul secolului 20. Când a început? Este atmosfera în Orientul Apropiat, că totul depinde de un leadership care, în momentul în care lucrează pacea, poate să fie împușcat, există cazuri, dar uitați-vă la efortul unui Shimon Peres să facă pace și Yitzhak Rabin este împușcat, dar nu e singurul. La fel de bine cum lideri palestinieni încearcă să restabilească, în fine, termenii unui agreement și care pot fi la fel de bine omorâți. Deci, nu cred că liderii vor cu adevărat pace acolo, chiar dacă se afirmă asta. Personal, așa cred eu. Asta este imaginea pe care o văd eu. Vreau să-mi dau seama când a început acest conflict modern pe care îl vedem acum. Ați menționat deja în anii 1920, dar când a început și cum s-a manifestat el? Da, uitați, cred că Organizația pentru Eliberarea Palestinei este punctul inițial. A devenit un... Deci, la un moment dat, palestinienii s-au refugiat, o parte în Cisjordania, o parte în Liban, și ei n-au fost niciodată... știți că Libanul e un stat de sine stătător, care s-a fondat de către elitele franceze, respectiv maronite, la 1920. Dar deja în anii... deci după 48 și deja prin anii până în 68 se formase o comunitate destul de mare, care n-a fost niciodată acceptată de Liban. În sensul că n-au primit niciodată cetățenie, dar s-a format acest organism al rezistenței palestiniene și a fost ca un soi de stat embrion. OEP-ul și-a dat o Constituție, autocarte națională palestiniană, s-a autoproclamat un soi de purtător de, de negocieri, ori de lupte în Liban. Au organizat o rețea militară, paramilitară de rezistență, care s-a dezvoltat în principal în Liban și până în 1970 în Iordania. Iar Yasser Arafat, la un moment dat, doamna Dumbravă, da, Yasser Arafat a fost unul dintre liderii marcanți. Da. Ce vreau să vă întreb este ce ne spune istoria? Cine s-a opus acestei soluții? Două state. Pentru că a fost semnat în 1993 la Oslo soluția celor două state, Yitzhak Rabin și Yasser Arafat, împreună cu Bill Clinton, au semnat-o. Stați puțin, că lucrurile încep chiar mai devreme, în sensul în care în 1974 OEP-ul este recunoscut de ONU ca un unic reprezentant legitim al poporului palestinian, iar în următorii ani a fost doctrina Carter care a forțat, să zicem, a forțat un rog, s-a semnat un protocol între un pact între Egipt și Israel și ca să se permită, în fine, recuperarea Sinai, care e important, da? Acordurile de la Camp David au lăsat cumva nerezolvate, într-adevăr, chestiunea palestiniană, dar a fost un început interesant, iar în anii următori la Tel Aviv au reușit să se disloce forțele spre frontul nordic, să accentueze presiunea asupra Libanului
Întrebarea mea era pentru că am ajuns... Da. Și bazelor OEP. Da, întrebarea mea era pentru că am ajuns în 1993 și pentru că atunci s-a semnat și toată lumea se aștepta să existe o pace în sfârșit acolo. Până la urmă, cine este de vină că această pace nu a continuat? Și iată, avem războaie după atâta timp. Da. Aș vrea să vă spun că eu personal am avut o admirație foarte mare pentru Shimon Peres. Este unul dintre liderii israelieni care cu adevărat sunt elemente care confirmă o luptă neîncetată, decenală, da? Deci un efort decenal ca să se stabilească două state și să fie pace în Orientul Apropiat. Contează mult leadership-ul, contează foarte mult. Dacă mai bine decât să ne concentrăm exclusiv pe chestiuni legate de conflict, ar trebui să ne uităm un pic în biografia leadership-ului, liderilor, să vedem despre ce e vorba cu ei, să vedem cum anume apar ei și dacă alegerile au fost agreate. Uitați ce se întâmplă astăzi. Hamasul abia așteptat ca să găsească o slăbiciune în atmosfera din Israel, astfel încât să atace, da? Și să atace și într-un moment de șabat, nu? Pentru că în Israel s-a discutat foarte mult leadership-ului Netanyahu și din câte am citit în presa internațională, înțeleg că de fapt, bineînțeles și israeliană, înțeleg că Netanyahu nu este agreat pentru următor mandat sau că, adică va da socoteală la un moment dat pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că este un eșec al serviciului, este un eșec. Asta este. Deci trebuie să ne uităm un pic în biografia liderilor. Am înțeles. Cine sunt ei? Da. Da? Am înțeles. De ambele părți, evident. De ambele părți. Eu găsesc pe cei din Hamasul, găsesc că este mult mai periculos. Deci pentru că nu este un... Nu există un stat democratic, dar în Israel avem un stat democratic care își dorește o autodeterminare, își dorește un spațiu democratic cu adevărat. Câte vreme el este amenințat din lăuntru de către un lider politic, un lider israelian, atunci sigur, aici trebuie să ne gândim, să vedem cum stau lucrurile, dar această slăbiciune este evidentă. Da? Că au atacat pentru că au văzut că este un loc slab și că au fost foarte multe manifestații și că la asta trebuie să ne gândim, că e una din cauze. Da. Sigur, nu singura. Mulțumesc. Nu singura, da? Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Daniela Dumbravă, pentru această incursiune istorică, această lecție de istorie referitor la palestinieni.